Festival Floralis 2019, Floral Happiness. Eveniment public la nivelul ăsta nu există în Europa. Nici Bruxelles cu covorul lor, renumit pentru numărul impresionant de flori, dar nu pentru o parte de floristică prezentată, design, prezentare de scenă, workshop-uri. Adică sunt în fiecare piață, este o temă diferită în viziunea fiecărui designer. Și așa am creat, cum vedeți, Aleea Fericirii. Am în jur de 10.000 de gerbera, diferite culori, cum se vede în spatele meu, predominantul este galben și portocaliu. Culori vii, culori care dă o stare de bine. Și chiar a fost mirese mai devreme, am văzut și măicuțe și preoți care au făcut poze astăzi și selfie. Trebuie să atragem oamenii și publicul și vizitatorii, să-i facem să trăiască culorile florilor și să trăiască clipele. Și de aici am venit cu ideea să-mi creez o alee din 4 colecții de cercuri cu diametru de 2,5 metri. Colecțiile de cercuri sunt îmbrăcate din crenguțe din vițe de vie. O să adăugăm la ele undeva de 8.000 de eprubete. Acestea sunt eprubetele 8.000, una câte una. Și după aia o să avem gerbera mixată în jur de 8.000. O să fie verdeață, edera, deci în total o să fie undeva la vreo 12.000, să spun, de fire de flori în aranjament. A fost un proiect foarte, foarte greu, dar cu așa echipă și cu un așa lider ca Joachim a părut totul foarte simplu. A fost o echipă formată din floriști veniți din Sibiu, Craiova, Hunedoara, Alba Iulia, Râmnicu Vâlcea și după 3 zile, aproape 4 pline de muncă, a ieșit totul bine și încă mai putem să mai zâmbim, să ne mai luăm în brațe. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți parte din echipa mea anul acesta la Team Floralis 2019. Mulțumesc! De ce îmi plac florile? Pentru că transmit emoție și pentru că îmi dau libertatea de a mă exprima exact așa cum simt, prin dragoste.